Unul dintre delicile verii îndrăgit atât de cei mici cât și de cei mari este porumbul fiert sau copt, servit cu sare sau cu diverse condimente. Dincolo de gustul bun, are și foarte multe beneficii asupra organismului, fiind considerat un adevărat medicament natural. Vara este sezonul în care te poți bucura pe deplin de înghețată, porumb fiert sau copt, pepene roșu și galben, adevărate delicii care te răcoresc și te ajută să treci mai ușor peste temperaturile ridicate. Porumbul, pe lângă faptul că este delicios, este și o sursă bogată de vitamine, minerale și fibre și oferă o mulțime de beneficii pentru organism. Dacă mâncăm? Păi cum să nu mâncăm, domnișoare? Cum să nu mâncăm? Mâncăm că trebuie să mâncăm. Cum mâncați? Cum? Ori îl fierbem, ori la foc. Facem la foc. Da. Mi se par prețurile. Prețurile, să fim sănătoși. Asta e primul plan, nu contează prețul. Luăm și noi acolo de pofte, de astea le facem. Să-i mulțumim lui Dumnezeu că totuși are grijă de noi. În același timp, sunt și persoane care mănâncă porumb fiert sau copt din propria grădină. Îl fierb eu, că așa sunt foarte scump. Cum îl preferați, fiert sau copt? Copt când fac la cazan, dar acum dacă nu mai avem ce să facem la cazan, îl fierbem. Lipsa precipitațiilor, dar și temperaturilor caniculare au creat o situație alarmantă printre agricultori. Aceștia spun că o mare parte din culturile de porumb sunt deja afectate de secetă. Porumb fiert? Da, da. Și eu sunt ori la țară. Da, la livezile. Aveți porumbul dumneavoastră? Da, da. Cum îl preparați? Cum îl mâncați? Fie fiert, fie copt. Fiecare cu peșterea lui. Dar cum vi se par prețurile? Prețurile sunt bunicele, așa, potrivit cu la seceta care este acum, e acceptabil, cum se spune. Porumbul e aproape jumătate compromis. Slabe speranțe. Dacă nu ploaie în săptămâna asta, pe multe locuri deja s-au dus. A văzut pe la hoț, în partea asta a început să taie și cocenii. Porumbul fiert este considerat un adevărat medicament de sezon. Pe lângă faptul că este foarte gustos, acesta are efecte uimitoare asupra sănătății organismului. Spre deosebire de alte legume care în urma fierberii își pierd proprietățile, porumbul și le păstrează chiar și după fierbere.